În jurul zilei de astăzi, un alt accident rutier s-a produs între localitățile Șimian și Hinova, de această dată în Lanț. Trei autoturisme au rezultat avariate. Carambol pe DN56A. În accident au fost implicate trei autovehicule. La fața locului s-a deplasat un echipaj Smurd și o ambulanță SAJ, în urma impactului rezultând o victimă. În data de 11.08.2021, orele 11.55, polițiștii din cadrul serviciului rutier au fost sesizați cu privire la faptul că pe DN56A, în afara localității Șimian, a avut loc un accident de circulație. Cu ocazia deplasării la fața locului a polițiștilor, s-a constatat faptul că un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 29 de ani din municipiul Motru, județul Gorj, a intrat în coliziune cu un alt autoturism condus regulamentar de un bărbat de 36 de ani din orașul Vânju Mare, județul Mehedinți. Din impact, unul dintre autoturisme a fost proiectat într-un altul condus de un alt bărbat de 39 de ani din municipiul Drobeta, Turnu Severin. În urma accidentului, o persoană a fost rănită ușor, fiind transportată la spital pentru investigații medicale. Cei trei conducători auto au fost testați cu aparatul alcool test, rezultatul fiind negativ. S-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă. De asemenea, se continuă verificările pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor producerii evenimentului. Polițiștii vor continua cercetările pentru stabilirea exactă a tuturor cauzelor accidentului rutier.